Întrebările de la task-ul de aseară pentru Cătălina și Vlad au fost cam acestea. Având în vedere că Vlad jignește uneori băieții din casă, nu ți-e teamă că ar putea avea Vlad același comportament cu tine? Altă întrebare, dacă a fost afectată Cătălina de faptul că nu mai este în top și dacă acesta este motivul pentru care ea a devenit mai vocală în ultima perioadă. Următoarea întrebare a fost pentru Vlad, având în vedere că ești o fire mai impulsivă, cum ai putea gestiona afară ieșirile Cătălinei? Dacă aceste ieșiri s-ar întâmpla într-un mod constant, cum ar reacționa Vlad? Apoi a mai fost o întrebare pentru Cătălina, dacă este nesigură pe căsătoria cu Vlad. Și o întrebare pentru Vlad, ce ai face dacă ar deveni Cătălina geloasă constant în legătură cu jobul tău? Și a mai fost o întrebare dacă ar avea o problemă Cătălina cu faptul că Vlad câștigă foarte mult, că ea nu a lucrat în România și ce va face, cum va gestiona acest lucru când vor ieși afară.